În acest sfârșit de săptămână a avut loc un eveniment caritabil de excepție la sala Palatului Teodor Costescu, acolo unde președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost prezent. Acesta susține astfel de activități menite să vină în sprijinul persoanelor mai puțin norocoase. Atmosfera Crăciunului a fost adusă pe scenă de legende muzicale, aceștia încântând publicul spectator. Lumea are nevoie de speranță ca de lumină, afirmă Dimitrie Bolintineanu, poet și diplomat român, în una din lucrările sale. Vineri 15 decembrie, la sala Palatului Teodor Costescu a avut loc un eveniment caritabil, acolo unde voluntarii Leo Drobeta au invitat toți cetățenii la spectacolul Fulgi de Speranță, din dorința de a încânta inimile și sufletele. Sărbătoarea Crăciunului vine cu gânduri bune și dacă ele sunt completate și de fapte, atunci împlinirea este deplină pentru cei ce le înfăptuiesc. La frumosul eveniment a fost invitat și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, acesta susținând astfel de activități menite să vină în sprijinul persoanelor nevoiașe. Am participat în această seară la un eveniment caritabil de excepție, organizat de Lions Club Cosmopolitan București și Leo Club Drobeta Turnu Severin. Felicitări organizatorilor, cărora le mulțumesc pentru invitația de a mă alătura evenimentului, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Atmosfera Crăciunului a fost adusă de legendele muzicale Andrei Cavasi, corul Vox Dunaris, orchestra Mozartinio și talentatul Vladimir Vârzob. Fiecare bilet achiziționat și fiecare tablou expus pentru vânzare au fost șanse pentru ca cei mai puțin norocoși să se poată bucura de sărbători frumoase alături de cei dragi.